Was kommt von der Coach? Was kommt von der Coach? Das ist ja nicht kein Hast du gesagt, hast Bună ziua, stimați cetățeni și reprezentanți ai mass media. Vă mulțumim că ați dat curs invitației noastre. Eu sunt Zinaida Popa, vicepreședinta fracțiunii PAS în Consiliul Municipal Chișinău și alături de mine este colegul meu, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, domnul Vitalie Jacut și nemijlocit cetățeni din municipiul Chișinău. Noi acum ne aflăm pe teritoriul unde urmează a fi construit un bloc multietajat. Iată chiar în fața noastră. Această locație nu este selectată așa pur și simplu, ci pe motiv că la moment în primăria municipiului Chișinău sunt 5 planuri urbanistice zonale, după care vor apărea 10 de blocuri în mai multe sectoare în Chișinău. Aici, unde ne aflăm acum, este una dintre locațiile respective. Astăzi am decis să ieșim într-o conferință de presă ca să aducem la cunoștință cetățenilor despre ce îi așteaptă pe ei după ce mafia imobiliară din Consiliul Municipal Chișinău, împreună cu primarul Ion Ceban, va construi complexe locative imense. Înțelegem că la moment este urgentă nevoie de bani pentru a pune în funcțiune un nou partid, partidul domnului Ion Ceban. La ultima ședință a Consiliului Municipal Chișinău, primarul Ion Ceban a pus pe ordine de zi 5 planuri urbanistice zonale, care vor paraliza sectoarele din capitală. Însă, după ce fracțiunea PAS din CMC a bătut alarmă și a publicat un filmuleț cu toate detaliile și problemele care vor urma după ce vor fi votate aceste puzuri, un viceprimar a sosit la ședința CMC-ului și a anulat-o, pe motiv de pandemie. Dar cu toții înțelegem că adevărul este cu totul altul. Realitatea este următoarea, că după ce vor fi ridicate noile complexe locative, familiile din aceste case nu vor avea unde să-și ducă proprii copii la școli, grădinițe, pentru că proiectele respective nu prevăd asigurarea copiilor cu locuri necesare în instituțiile de învățământ. Totodată, vreau să menționez că noi cu toții simțim pe propria piele problema ambuteiajelor kilometrice din Chișinău. Iar construcția acestor mușuroaie din beton va amplifica problema fluxului prea mare de mașini de pe străzile capitalei. Respectiv, ambuteiajele vor fi și mai mari. Constatăm că acum, în Chișinău, avem o criză a transportului public. Din aceasta reiese multe probleme. În orele de vârf este imposibil să te deplasezi la serviciu, de exemplu la Poșta Veche, unde urmează să fie ridicat unul dintre complexele de blocuri locative, circulă doar o rută de trolebus. Întrebarea este, ce va fi peste câțiva ani? Probabil că primarului Ion Ceban puțin îi pasă, el se gândește la politica mare și mai puțin la soluționarea problemelor stridente și sistemice ale orașului Chișinău. E grav faptul că primăria nu pentru prima dată acceptă construcția unor complexe locative multietajate, fără infrastructură socială. Avem experiența când în Consiliul Municipal Chișinău, în primăvara anului 2021, s-a votat un plan urbanistic zonal la Botanica, în schimbul amenajării unei pasarele. Uitați-vă că și acest bloc care este aici urmează a fi construit în fața noastră, tot va fi construit în schimbul unei amenajări a unei treceri de pietoni. Vă aduc aminte că planul urbanistic zonal, acolo unde va fi construit la Burebista, vor fi peste 6.000 de oameni care nu vor avea acces la transport, care nu vor avea posibilitatea să-și duc copiii la grădiniță, școală. Nici căi de acces, de asemenea, va fi foarte dificil acolo. E important să menționez că anume după votarea complexelor de la Burebista, unii consilieri municipali care au votat acel plan urbanistic zonal, au început a publica anunțuri că vând apartamente anume în acele blocuri care urmează să fie construite. Fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău s-a opus atunci și va fi împotriva construcțiilor
iresponsabile care duc la sufocarea chișinăuienilor. Orice complex locativ avizat trebuie să asigure construcția infrastructurii elementare pentru un trai decent, așa încât noi locatari să dispună de școli, grădinițe, locuri pentru parcare, terenuri de joacă și spații verzi. Dar haideți să le luăm pe rând. Acum ne aflăm la strada Ginta Latină 16 și o să rog presa să facă video și în fața noastră. Aici urmează să fie construit complex de blocuri care va pe o arie de 30 de ari, împărțit în trei părți ale cercului de pe strada Bulevardul Mircea cel Bătrân, strada Ale Curso și Ginta Latină, direct în intersecție. După cum vedeți, noi suntem exact în intersecție, pe locul unde a fost o benzinărie și acolo unde astăzi, iată, alături este piața. Cercul de la Ciocana este extrem de aglomerat. Este inuman să construiești complex locativ cu sute de apartamente în mijlocul unei intersecții prin care mereu merge transportul, iar peste tot în jur sunt parcate mașini. Și ce este și mai grav, că parcările vor fi amenajate nu din contul terenului proprietate privată, dar din contul terenului public. Totodată, prin acest proiect se intenționează și nimicirea pieței de la Ciocana, în schimbul iarăși a construcției blocurilor multietajate. Deci, comercianții care își câștigă astăzi bani pentru a-și asigura propriul trai, nu vor mai avea posibilitate să facă acest lucru. Despre aspectul ecologic și fonic nici nu se discută. Aglomerația de transport dintr-o intersecție atât de aglomerată va face imposibilă viața noilor locatari. Zona este încărcată cu blocuri multietajate, iar locuri pentru parcare nu ajung pentru oamenii care deja locuiesc aici. Ce va fi după construcția acestui complex locativ? Haos va fi, de care primarul Ion Ceban puțin îi pasă, pentru că el și-a făcut partid și vrea în politica mare. Cine va avea de suferit? Tot locuitorii din municipiul Chișinău. Un alt exemplu este planul urbanistic zonal de la Poșta Veche, din perimetrul străzilor Socoleni, Ceucari și Iazului. Cu toții cunoaștem că Poșta Veche este un sector uitat de municipalitate, o zonă cu puține școli, grădinițe, cu doar o rută de trolebuz și fără parcuri verzi și zone de agrement. Cu toate aceste neajunsuri, primarul Ion Ceban a decis să îngroape în beton Poșta Veche și aprobă construcția unor complexe locative imense, fără a asigura familiile cu locuri disponibile în grădiniță, școli, fără rețea suplimentară de transport public sau cel puțin cu suplinirea numărului de unități de trolebuze. La ședința Consiliului Municipal Chișinău urmează să fie votat încă un complex locativ cu blocuri multietajate, care nu prevede amenajarea locurilor de parcare, construcția grădiniților publice sau crearea unor spații verzi. Deși proiectul pentru acest complex locativ este avizat de arhitecta șefă, care îndeplinește orice moft al primarului Ion Ceban, pentru ca acesta să-și adune bani de partid, agentul economic de fapt nu deține cota a întregului teren, ci sunt și terenuri care aparțin municipalității. Dar cum vor fi negociate acestea din urmă, nu se știe. Doar primăria în frunte cu primarul Ion Ceban. Este inadmisibilă decizia primarului Ion Ceban de a construi un ghetou nou în această zonă. Însă consilierilor municipali de la fracțiunile slujitoare lui Ceban deja presupunem noi că au fost propuse recompense pentru votarea complexurilor respective. Vă aducem aminte că Ion Ceban în campanie electorală își rupea cămașa de pe el și spunea că va urca pe buldozeri și va demola construcțiile ilegale. Însă de când a venit dumnealui la primărie, este în cârdășie cu mafia imobiliară și acceptă proiecte dăunătoare care locuitorii municipiului Chișinău vor avea de suferit. Suplimentar la cele menționate, vreau să zic că la Buicani, lângă Parcul la Izvor, lângă Iaz, lângă Neagara, de asemenea se va construi un complex locativ. Cum s-a ajuns să se întâmple acest lucru?
foarte simplu, prin scheme de dilapidare a terenului public. Acolo s-a oferit, de fapt, terenul pentru a fi construite parcări. Dar, într-un final, noi vom avea acolo blocuri multe etajate. După aceste scheme, din păcate, primăria a fost lăsată fără o mulțime de terenuri publice. Și aici primarul, în loc să intervină și să oprească schemele, el cu succes le preia. Dacă să vorbim despre renumitul plan urbanistic zonal de la Ciocana, din capătul Ciocanei pe Bucovinei, acolo va fi ridicată complexe cu multe etaje pe un teren de 23 de hectare, 26, îmi cer scuze, de hectare, într-o zonă fără transport, fără parcuri, școli și grădinițe publice, locuri de parcare sau infrastructură socială pentru un trai decent. Domnul deputat, vă rog. Bună ziua, stimați cetățeni, bună ziua, stimați locuitori ai capitalei și oaspeți ai municipiului Chișinău. În ultimele săptămâni am asistat la multe atacuri din partea primarului capitalei în adresa guvernării. Da, trecem printr-o criză energetică fără precedent. Da, noile tulpini SARS-CoV-2 fac ravagii și agravează situația pandemică. Da, moștenirea lăsată de precedenta guvernare e a idoma pământului ars în toate domeniile vieții economice și sociale. Și guvernarea întreprinde eforturi enorme pentru a face față acestor provocări. Și reușește. Dar oare asta îl preocupă pe primar? Redresarea situației economice, aplanarea crizei energetice, lupta cu pandemia? Nu. Pe el îl preocupă proiecte politice, scheme, ilegalități, interese meschine. Astăzi vom vorbi despre implicarea primarului în afacerile mafiei imobiliare. De ceva vreme încoace, aprigul luptător de odinioară cu construcțiile ilegale Ivan Ceban a devenit un aprig promotor al intereselor ilegale a unor dezvoltatori de rea intenție. De ce ilegale? Hai să clarificăm lucrurile. Fiecare localitate, municipiu, oraș are un plan general de dezvoltare. E un document suprem, unde sunt indicate regulile și rigoriile de construcție și dezvoltare a urbii. În baza acestui plan general se elaborează așa numite planuri zonale, care trebuie să fie aprobate în strictă conformitate cu o procedură anumită și să corespundă prevederilor planului general. Ce se petrece în realitate? În goană după profit, dezvoltatorii încearcă să suplinească numărul de nivele construite și să aglomereze la maximum blocurile locative. Și dacă planul general nu le permite acest lucru, le vine în ajutor Ivan and Company. Svidând flagrant legea, încălcând procedurile fără a obține avizele cuvenite de la organele competente, Ivan Ceban și consilierii săi de buzunar aprobă planuri zonale care schimbă destinația terenurilor contrar prevederilor planurilor generale. Ca rezultat apar construcții monstruoase, gen Eldorado la Botanica, gen Oasis în sectorul Rășcani, acum mai nou complexul ghetou de pe strada Burebista în sectorul Botanica. O altă pasiune a dezvoltatorilor e construirea blocurilor în parcuri, în zone verzi. Parcul la izvor curând va deveni doar o amintire, deoarece cu permisiunea primarului se defrișează masive imense pentru amplasarea acolo a complexelor rezidențiale. Și dacă parcuri nu sunt suficiente pentru toți prietenii lui Ivan Ceban, atunci primarul le emite documente permisive pentru construcții în zonele adiacente monumentelor istorice. Contrar prevederilor legale, iarăși,
în detrimentul aspectului estetic. Călcând în picioare orice principii morale, primarul emite acte permisive pentru construcții. Exemplu, acum mai nou complexul locativ din strada Matievici, în imediată apropiere a 4 monumente istorice. 4 monumente. Recent a fost planul în imediată apropiere a circului, tot o zonă de protecție a monumentelor istorice. Ilegalitățile sunt admise cât pe dimensiunea procedură, atât și pe cea de conținut. Astfel, cu înconvințarea primarului, unii funcționari, dar chiar și consilieri, depășind atribuțiile de serviciu sau competențele atribuite lor conform legislației în vigoare, emit acte permisive fără avizele corespunzătoare sau aprobă decizii fără respectarea rigorilor legii. Un exemplu proaspăt, planul zonal al complexului Burebista, aprobat fără avizul AST, fapt prevăzut de legislația în vigoare. Și în esență, primim un plan pentru un complex din câteva blocuri cu peste 20 de etaje, amplasate în imediată apropiere unul de altul, într-o zonă fără căi de acces, deja ultra-aglomerată, fără grădinițe, fără școli. O analogie a unui furnicar, care cred că e pe placul actualului primar. Apropo, AST a sesizat primăria, concret Direcția Arhitectură, Urbanism și Relații Funiciare, vis-a-vis de avizele lipsă la momentul aprobării planului în Consiliu. Prin răspunsul aberant al primăriei, semnat de șeful adjunct al direcției, agenția este trimisă în mod obraznic să caute info pe resurse web. Cred că după așa răspunsuri oficiale, care partajează ilegalitatea și minciuna, e inutil de a vorbi despre bunele intenții ale primarului general. Am, apropo, aici acest document, o să rog presa să-l facă publică, ca cetățenii să vadă modul cum tratează funcționarii primăriei legislația în vigoare. Apare logica întrebare. De ce? Care este scopul domnului primar? Credeți că grija față de locuitorii orașului? De situația lor economică, de problematica cu care se confruntă, de grijile lor cotidiene? Bineînțeles că nu. Un oraș trebuie să se dezvolte, dar să se dezvolte corect, conform anumitor norme și principii. Cu infrastructură de transport în preajmă, cu infrastructură socială, cu școli, grădinițe, terenuri de sport, etc. Toate aceste lucruri nu îl interesează pe primar. Pe el de o vreme încoace îl interesează cariera politică. Lansarea unui nou partid îl preocupă acum pe primar. Un partid care de altfel are nevoie de finanțare. Și de fapt nu e un proiect al lui Ivan Ceban personal. E o creatură a curatorilor săi din umbră, cu care el nu a pierdut legătura. Nu uităm de toți turiștii de prin Londra, de prin statul Israel și alții, pe care actualul primar i-a servit când era în PCRM, apoi în PSRM și acum mai nou îi va servi în cadrul noului său proiect. Apropo, domnul Ivan Ceban este un oportunist clasic. Când trebuie să fie limba română, este limba română. Când trebuie să fie limba moldovenească, este moldovenească. Ion Hamilion este motoul care îl folosește poporul pentru acest individ. Deci, întrebarea de ce are un simplu răspuns. Este nevoie de finanțare. Este nevoie de mulți bani. Indiferent că sunt murdari și ilegali. Și sunt primiți de la mafia mobiliară. Ce o să câștige cetățenii în urma acestor activități ale edilului? O să câștige spații de locuit. Dar ce fel de spații de locuit? Construite în blocuri multietajate, uneori peste 20 de etaje. Oribile ca arhitectură, înghesuite unul în altul, greu de administrat, fără curți cât de cât decente,
fără spații verzi, cu niște terenuri de joacă microscopice, făcute mai mult pentru bife, fără grădinițe și școli în preajmă, iar cele existente deja supraaglomerate, fără instituții medicale cu potențial să acopere necesitățile locatarilor, fără parcări special amenajate, fără acces comod la traseele de bază, cu ambuteiaje și blocaje rutiere, fără acces la transportul public și așa supra-solicitat și supra-aglomerat în orele de vârf. Primarului îi place în ultimul timp să ne vorbească despre scenarii apocaliptice, referindu-se la activitatea guvernului. Dar am impresia că Ivan Ceban este însuși făuritorul a asemenea scenarii în limitele orașului pe care îl administrează. Mai bine zis, se preface că îl administrează. Într-adevăr, îl distruge. Care sunt soluțiile? PAS nu va tolera asemenea abordări, fie asta a unui edil, fie asemenilor săi. Consilierii PAS din CMC vor fi cu ochii pe acele proiecte pe care încearcă să le propage primarul. Și dacă ele vor fi ilegale, iar ele de regulă sunt ilegale, le vor bloca la nivel de Consiliu Municipal. Vis-a-vis de actele deja elaborate și construcțiile deja demarate, fracțiunea PAS va solicita organelor competente în domeniu, aici mă refer în special la Agenția Supraveghere Tehnică, dar și la alte organe de control în domeniu, să investigheze la capitolul legalitate actele emise, precum și respectarea parametrelor tehnici a construcțiilor în șantierele deja existente. Nu vom tolera nicio fraudă. Cancelaria de stat va contesta toate actele emise cu încălcări și astfel, de fapt, lovite de nulitate. Recunoaștem că o mare piedică în acest proces o constituie competențele limitate ale organelor de control, reduse de-a lungul anilor, practic la nivelul absurdului, de către reprezentanții precedentei guvernări, printre care, de altfel, se regăsea și actualul primar. Aici vă asigur că fracțiunea PAS din Parlament, dar și colegii din guvern, vom interveni la cadrul legal, cât la legile organice, atât și la codul penal, pentru punerea în drepturi depline a organelor statului menite să asigure respectarea legislației în domeniul urbanismului și construcțiilor, dar și la înăsprirea drastică a pedepselor pentru încălcările comise. Și mă refer nu doar la reprezentanții mafiei imobiliare, care în mod obraznic astăzi scuipă pe interesele cetățenilor și pe legislația în vigoare, dar și la funcționarii și demnitarii care folosesc funcția abuziv cu interese meschine. Înăspririle legislației vor avea ca obiectiv trei aspecte importante. Primul, combaterea construcțiilor în spațiile verzi și în zonele de protecție a monumentelor istorice. Doi, combaterea construcțiilor care contravin planurilor generale de dezvoltare a orașului. Și trei, combaterea fenomenului de corupție în rândul funcționarilor și demnitarilor cu interese meschine în domeniu. În consecință, primarul Ivan Ceban a uitat că principala menire a unui edil este administrarea eficientă a unei unități teritoriale pe care o reprezintă. Actualul primar se crede atotputernic, sfidând legislația și interesele locuitorilor orașului. Actualul primar e preocupat de politică, dar vreau să-l atenționez pe mult stimatul Ivan Ceban că politica nu este doar urlatul în megafon, iar încălcarea legislației, în final, se sondează cu sancționare. Și ținând cont de faptul că în Republica Moldova justiția începe totuși să funcționeze corect, actualul edil, în loc de victimizare și neorlăială pe la posturile afiliate SIE, să se preocupe de atribuțiile sale de serviciu. Eficient, cu bună credință și principalul în limita legalității. Mersi mult! Dacă dorești ceva din cetățeni să vorbească, să spună ceva? Bună ziua! Poți scoate masca. Bună ziua, mă numesc Grigore Grădinaru. Locuiesc la Ciocana de 14 ani.
Am avocat mai mulți primari care s-au perindat prin primărie, dar atâtea mătălnișii cât a făcut domnul Ioan Ceban, cred că nu le-a făcut nimeni. Domn primar, noi ne-am săturat de ghetouri și de spații, de blocuri împrejur. Vrem să vedem lumina zilei. Noi la Ciocana suntem unicul raion care nu avem un parc. Praful ochi care l-ai făcut matale cu aleia asta e... nici nu se simte. Te rugăm să te oprești. Noi personal am colectat 600 de semnături pentru trotuarul din strada Milescu Spătaru, în intervalul Ginta Latină, Petru Zadnipru, Ion Dumeniuc, Grigor Vieru. Nu există și nu a existat trotuar, domn primar. Eu cred casa de pe Milescu Spătaru și Ion Dumeniuc, matale știi gine când rupei gardurile, casa-ți construiești, trotuar nu-i mai făcut. Domn primar, oprește-te și apucă-te de treabă. Nu umbla bâlbâind la televiziuni și dând din deși și arătând prostologii. Apucă-te, te rog, de treabă. Noi nu mai vrem construcții de blocuri la Ciocana. Vă rugăm frumos! Здравствуйте, меня зовут Габриэла Цибулько, я являюсь жителем Чекан и живу здесь уже больше 20 лет. Двое моих детей не учатся в этом районе, и когда мне нужно было отдать детей в садик, то это было большой проблемой. Каждый день, добираясь в Чекан в центр на работу, я трачу больше часа времени. И вот строится очередной жилой комплекс, который не решает существующие проблемы, а только усугубит. Поэтому я против таких конструкций. Считаю, что нужно добиваться того, чтобы решать проблемы этого района, а не усугублять их. Спасибо. După cum vedeți, dragi cetățeni, mafia imobiliară și primarul Ion Ceban se ajută reciproc. Cineva construiește complexe locative așa cum dorește, iar altcineva adună profitul pentru noul său partid. Reiterez, fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău s-a opus atunci și va fi împotriva construcțiilor irresponsabile și acum, care duc la sufocarea chișinăuienilor. Orice complex locativ avizat trebuie să asigure construcția infrastructurii elementare pentru un trai decent, așa încât noi locatari să dispună de școli, grădinițe, locuri de parcare, spații de agrement, spații verzi. Fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău este împotriva construcției acestor furnicare de beton și în caz că ele vor fi votate sau susținute în Consiliul Municipal Chișinău, noi le vom contesta în toate instanțele corespunzătoare, începând cu Cancelarea de Stat și finalizând cu Procuratura. Orașul are nevoie de un primar care să gestioneze corect procesele în municipiul Chișinău, ci nu propriile sale interese. Vă mulțumim! Dacă sunt întrebări, poftim! Planuri urbanistice zonale, da? Exact. Cinci complexe locative au rămas fi complet în diverse... În diverse sectoare ale municipiului Chișinău, exact. Deci au fost oferite autorizații de construcție pentru aceste complexe locative? Nu, ele urmează să fie aprobate, sperăm noi că nu vor fi aprobate în Consiliul Municipal Chișinău. După ce planul urbanistic zonal este aprobat, atunci deja se eliberează documentația de urbanism. Aici vedem deja un gard, respectiv presupușii proprietari au siguranța că aceste planuri urbanistice zonale vor fi votate și asta încă o dată ne oferă nouă certitudinea că sunt înțelegeri de cartel. Ați putea încă o dată să ne spuneți în ce sectoare mai exact urmează să fie ridicate aceste complexe locative? Da, cu drag. Este vorba de acest complex de pe Ginta Latină 16, este vorba de complexe locative din capătul Ciocanei la Bucovina, este vorba de strada Ghidighici de la Buicani și este vorba de un complex care mai puțin l-a menționat, dar acolo urmează să fie construite townhouse-uri, vorba de vreo 70 de bucăți, în centru. Și Poșta Veche, îmi cer scuze, și Poșta Veche, strada Iazului, Ceucar, Socolei. Toate acestea au ajuns să deja au fost avizate, au avizul Comisiei Funiciare
respectiv urmează doar să fie aprobat în Consiliul Municipal Chișinău. Dar, cum am menționat, vom contesta în toate instanțele și nu vom permite ca să fie implementate. Dacă aș putea să adaug aici un pic, deci toate planurile urbanistice zonale, fiindcă aceste complexe sunt la nivelul planului urbanistic zonal. Adică nu poate fi emis certificat de urbanism în baza căruia să fie făcută proiectarea complexului, după care în baza proiectului să fie primit autorizații de construcție fără un plan urbanistic zonal. Iată, aceste complexe sunt la etapa puzzle-ului, deci adoptării puzzle-ului în CMC. Dar faptul că deja sunt construite garduri și deja se duc lucrări, vedeți câtă încredere au acești pseudo-dezvoltatori în faptul că vor primi aceste documente la mână. Acum vreau să vă atenționez că există o procedură anumită pe care o sfidează primăria de-a lungul ultimilor ani. Este avizarea puzurilor la Agenția Supraveghere Tehnică. Niciun plan urbanistic zonal adoptat în ultimii ani nu are aceste avize. Inclusiv nici avizele respective nu le are de la Agenția Supraveghere Tehnică. Noi presupunem că asta a fost cauza retragerii subite, de fapt amânării ședinței extraordinare, dacă nu mă greșesc, da, Consiliului Municipal Chișinău, pentru retragerea lor de pe ordinea de zi. Adică ele nu corespund rigoriilor legii. Și dacă până acum se emiteau careva acte normative, adică se adoptau aceste puzuri și la ora actuală pot fi contestate doar în instanță de către Agenția Supraveghere Tehnică, punerea lor nemijlocit, ilegală, pe rol, deci denotă rea intenție și asta poate fi sondat chiar cu un proces penal. Iată care e situația la moment. Dacă veți merge la Buicani, tot veți vedea garduri și acolo. Dar conform planului urbanistic zonal, aici ce conform legii, ce ar trebui să fie? Exact acum nu o să vă spun, dar cu siguranță nu este vorba de codul urbanistic R6. Nu este vorba de... R6 este un cod urbanistic care ne permite construcția blocurilor multietajate. Și anume, planurile urbanistice zonale care vin în Consiliul Municipal vin ca să satisfacă capricele sau nevoile unor dezvoltatori. Respectiv, aici cu siguranță nu era... R6. Dacă nu mă greșesc, era zona S. Dar nu vreau să vă duc în eroare, pot să vin cu concretizare. Deci urmează să fie... schimbat, urmează să fie modificat codul urbanistic pentru ca să-i ofere această posibilitate proprietarul să construiască bloc de locuit. Ceea ce până acum planul urbanistic general nu îi permitea. Pentru că în cazul în care îi permitea, el liber se ducea, aviza documentația de proiect, certificat de urbanism, autorizație de construcție și atunci era. Asta se face pentru a facilita anumite nevoi și dorințe ale unor proprietari sau dezvoltatori imobiliari. Vă mulțumim foarte mult! O zi frumoasă vă dorim! O zi bună!